Învățăm să modelăm la lecția de meșterit. Un proiect al Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, Neamț. Pentru astăzi, la lecția de meșterit, vom face un suport de lumnărică. Pentru această lecție ne trebuie puțină apă, eboșoare, un sucitor, o scobitoare, bineînțeles lumnărica și o formă. Forma aceasta o putem lua de la prăjituri sau putem să luăm și un capac sau un borcan de la capac. Și bineînțeles, ne trebuie și o bucată de lut pe care am decupat-o cu o ață cerată dintr-un calup mai mare de lut. Avem bucata de lut un pic mai groasă și încercăm să o decupăm astfel încât în momentul în care vom rula cu sucitorul să obținem o bază a suportului de lumânare. Putem să folosim o pânză, așa cum am spus și la alte ore, o pânză pe care nu o mai folosim și o putem decupa dintr-un cearșaf mai vechi. În momentul când rulăm bucată de lut, încercăm să nu apăsăm, deci să întindem doar prin rularea sucitorului pe suprafața lutului. Este simplu. După fiecare răsucire, este bine să ridicăm bucata de lut, astfel încât atunci, după ce vom decupa, să nu rămână lipită de masă. Alegem forma, apăsăm de jur împrejur, nu ne grăbim, lucrăm încet. Apăsăm și când extragem, rămâne forma. Resturile le punem deoparte pentru că s-ar putea să le folosim, nu irosim lutul. Împingem cu degetele. Și am obținut un cerculeț. Punem la loc pe suport. Putem să luăm lumânărica, eu am o lumânăre de forma aceasta, și încercăm să o fixăm cumva pe centrul cercului și apăsăm foarte puțin, astfel încât să obținem un contur. Și o dăm deoparte, nu apăsăm foarte tare, cât să mă ghidez după acest contur al lumânării. Punem deoparte. Din resturi, din ceea ce a rămas după decupaj, încercăm să facem patru, să spunem, bucățele cam de aceeași mărime. Și le facem niște bile, le rulăm între palme, rotund, rotund. N-ați uitat că ne jucăm, de fapt, da? Și apăsăm, turtim bila. Am obținut o bilă. O biluță. Turtit. Cu puțină apă, băgăm doar degetul. Puțin. Foarte puțin, de ce? Pentru că, v-am spus, apa devine un liant. Pentru că această biluță, înainte de o pune pe marginea suportului, încercăm la una, într-o parte, să o facem puțin ascuțită, da? Și o apăsăm undeva într-o parte, astfel încât să nu intrăm în cerc, da? Apăsăm în cerc, punem cu degetul pe mijloc, fără să apăsăm foarte tare. Cu scobitoarea, scobitoarea în acest moment devine un instrument de lucru, pentru că noi ne folosim de vârful scobitorii. Și hai să încercăm să facem o frunzuliță, zgriem, astfel încât să fie rizurile unei frunzulițe. Și am pus o primă frunzuliță, da? Bine! Și tot așa, încă patru frunzulițe. Cum am făcut la prima? Am făcut cerculeț, o biluță, o aplatizăm, da? Observăm că dacă mai crapă un pic pe margine, încercăm să finisăm și la fel ascuțim. Hai să punem frunzulița în partea opusă, să zicem aici, da? Și cu același procedeu. Facem pe mijloc. Să nu vă gândiți că trebuie să iasă perfect ca cealaltă frunzuliță. Să fie același model. Poate că asta este și frumusețea în arta plastică. Imperfecțiunile sunt bune. Mai facem o bilă. Aplatizăm cu aceeași pași, da? Bilă, aplatizăm,
turtim, ascuțim, da? Punem iarăși un pic de apă. Să spunem că facem în 4 părți ca să fie simetric. Apăsăm foarte puțin. Zgâriem din nou. Pentru că sunt niște frunzulițe. Câte frunzulițe avem până acum? Corect, 3. Și mai avem o biluță pe care, la fel, spuneți voi ce facem acum. Aplatizăm, turtim, ascuțim, da? Punem puțină apă și în partea opusă ca să avem 4 frunzulițe dispuse simetric. Cu scobitoarea zgâriem. Repet, e foarte important să nu intrați pe vârful, în interiorul cerculețului, da? Pentru că acolo va fi, la final, va fi lumânat. Parcă e cam sărăcăcios să las doar așa, nu? Ce mai inventă? Hai să zicem că punem niște biluțe pe margine, între frunzulițe. Una, două, așa cum fac eu, este o idee care mi aparține. Voi puteți să îmbogățiți marginea suportului cum considerați. Apăsăm și iarăși o biluță. Hai că asta e simplu. Aplatizăm. Între timp s-a uscat un pic, deci trebuie să fie un pic de apă, pentru că apa, repet, este ca un liant între cele două suprafețe de lut. Și apăsăm iar aici, putem iarăși să ne jucăm cum vrem. Zgâriem niște cerculețe, facem niște puncte. Nu uitați că acest tac, când se va usca, cam așa. Nu avem decât să punem suportul de lumânare. Ce frumos! Și este un obiect care ne aparține. Aștept lucrările voastre să le puneți în comentarii la această postare.